Văd? Când spune ceva de genul prea multă gălăgie, nu trebuie să se schimbe, prea multă nu știu ce, prea multe mofturi și nazuri. Acum vrea liniște, că am muncit o viață în București, dar nu mai este ca altă dată. Acum e schimbat. În gălăgie, zumzăială, nebunie, poluare. Aș frit, mai ceva ca un mic. Și acum o să facă cir și tămbălău, că nu cum. Asta nu trebuie să crească salariul și nu știu ce, că ia locul de muncă, că nu știu ce. Trebuie să ducă să facă naveta, trebuie mașină de navetă, că dacă ea e personală, trebuie să schimbe și jarteaua și rola. Și de ce și-ar lua în alt oraș și nu acolo? Păi, dacă e mai ieftin, e pe bine, nu miroase. Nu știu ce. Nu știu cum. O să-i zică de toate, dar orice. Și se disculpă pentru tot ce îi devine. Sau nu e, el devine. De exemplu, asta e dimineața, ca de obicei, Ieșeanca a avut o întârziere de 10 minute. Ce înseamnă 10 minute? O umplere de gară de nou. Asta înseamnă că la metrou, tramvai, mijloc de transport, orice, e aglomerație, toată lumea stă ca într-o sardelă. Mai ceva ca într-o cutie de conserve ca un sardel, da? Plus că dacă și-ar lua un apartament în Plănești, ar fi ceva de genul Canobon din București, dar asta în mijlocul orașului. Da, vine acum creștea titrat și vrea să aibă Sinaia la picioare în Ploiești. Din păcate n-avem Peleș, dar găsește el o soluție să-l mute și pe acela. Teoretic, la 60 de minute de București, 60 de Sinaia, un pic mai mult de litoralul românesc. Aoleu, ce crește consumul la benzină și la motorină. Înjurăm și facem orice să-l omorâm pe navetistul care vine, că le trebuie bani de motorină.